Revenit și voi încerca să continui să vă spun și celelalte uh, predicții pentru anul Universal 8. Ce mai apare în acest an? Scandaluri publice și la nivele superioare, în zone de impact, acolo unde se cere mai multă probitate morală, tocmai acolo apar. Posibile acționări în justiție, așa cum am spus, în cadrul guvernelor. Vor apărea diferite persoane cu diferite practici și cu diferite apucături, iar de aici se vor crea tot felul de disensiuni, se vor auzi și cuvinte mai dure, mai urâte, adresate unu asupra celorlalți. Da. Este un an cu griji și temeri pe scena națională și internațională. 8 ăsta este o cifră, așa cum spuneam, a contrastelor. Griji pentru ceea ce avem, pentru valorile care le avem, dar și griji pentru ceea ce trebuie să primim, pentru ceea ce avem nevoie să primim, atât noi ca persoană individuală, dar și ca nație, posibil ca acele datorii externe, care foarte multe alte state le-au vis-a-vis de România, să fie încercate să le obțină, să le aducă înapoi, pentru că, E adevărat, au fost împrumuturi cu mulți ani în urmă, dar care foarte mulți au încercat să le facă uitate sau atunci când au apărut să le pună în buzunarul propriu, nu în visteria țării. Da. Totodată anul ăsta este un an în care vor, se vor fonda mai multe organizații, vor mai apărea niște instituții publice, spitale, școli, grădinițe, anul 8 obligă undeva guvernanții, conducătorii, să se ocupe și de starea materială, dar și de cea educațională a clasei muncitoare, a poporului, a tuturor, în fond. Există destul de multe lucruri mai puțin dezvoltate și știm la fel de bine. Chiar dacă natalitatea nu a luat atât de mare amploare, cu toate astea, cei născuți, copiii care au venit, sunt de multe ori puși în situația să nu mai aibă un loc într-o grădiniță. Dar și acele practici care se obișnuiau de a se programa înainte de a începe programările pentru o grădiniță, pentru o școală, cu niște opțiuni, cu niște favoritisme, anul 8 o să vină cu niște atenționări, cu niște, nici nu vreau să spun, niște măsuri mult mai drastice ca până acum. Punerea legii în aplicare va fi mult mai dură într-un an universal 8. Dacă într-un an 7, cel premergător, forța divină, puterea divină a aplicat legea și a pedepsit pentru greșelile cu voință sau fără voință, într-un an 8, forța legiuitoare vine și pune ordine acolo unde se întâmplă anomalii, acolo unde sunt lucruri gândite spre îmbogățirea unei anumite persoane sau anumitor grupuri. Vor apăra fantastic de mult probleme de sănătate. Anul 8 este un an cu mare încărcătură și emoțională și psihică. Este un an foarte alert, totul se derulează fantastic de repede. Veți avea impresia că într-o zi ați trăit trei zile toate lucrurile sunt mai precipitate. 8 ăsta se rostogolește de la plus infinit la minus infinit, dacă întoarcem această cifră 8. Toate aceste lucruri nu fac altceva decât să ne țină și pe noi în stare de alertă. Pe o alertă constructivă, în schimb. Nu este an când trebuie să trândăvim, este anul când trebuie să acționăm, fert, corect și să fim cu ochii pe acele oportunități care nu mai, nu mai se ivesc ca două oară. A trecut o oportunitate, ai pierdut-o la, la revedere. Nu mai, s-a dus. Deci va trebui undeva să fim exact ca vânătorul care stă la pândă. În momentul când apare vânatul, îl iei în bătaia puștii, ai tras și l-ai obținut. Așa și cu ceilalți. Există oportunități de locuri de muncă, mai bine plătite, mai bine situate cu un efort de muncă mai mic. Nu încercați să așteptați să vi se ofere de la alții. Căutați dumneavoastră cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Anul 8 îi răsplătește pe cei care ies ei și caută, nu? care stau acasă și aștepte un, un telefon că am vorbit cu cineva, că mi-a promis cineva și stăm într-o așteptare, posibil că am avut și câteva cazuri de câțiva ani buni. O persoană este fără loc de muncă de 10 ani. Deci nu vrea să facă nimic, așteptând că, -i, așa i-a spus cineva, că dacă forțează nota, nu o să găsească. Dar e mai bine să stăm undeva pe niște resurse minime din partea părinților sau a soției, sau mă rog. De aici apar foarte multe probleme. Problema ar fi, așa cum am spus, starea de sănătate. Tensiunile, goana aceasta după îmbogățire, după avere, după uh, tot ce înseamnă poziție socială, mărire, toate aceste lucruri vor fi. Ariviștii să anul acesta în față. Cei, acei căutători sau acei doritori de funcții de conducere vor călca în picioare pe cei de jurul lor, chiar dacă sunt doi sau trei candidați, va câștiga cel care are mai mult curaj, mai mult tupeu și care va ști să folosească acea oportunitate, care va fi cu urechile pregătite la pândă, sau de orice zvon, să pândească orice oportunitate și să nu vă mirească de multe ori Veți găsi că în prima parte a anului a lucrat undeva, iar după aceea i s-a oferit o altă posibilitate, mult mai benefică financiar, în cu totul alt loc și pleacă foarte repede. Asta nu face decât să încurce pe unul care ar fi dorit să aibă constanță, să obțină acel loc, poziția aceea socială sau uh, profesională și ați văzut. Oportunistul este omniprezent. În 2015 ne vom lovi de acești oameni vânători, carieriștii, toți acei care doresc să obțină mai mult, indiferent de ce metode folosesc. Există la fel de bine tendința, afară de această tendință mai puțin benefică, mai negativistă, într-un op există tendința de a face bine, de a echilibra acele două talere ale lui 8 a face bine. În sensul că altruismul fiecăruia poate să dezvolte chiar de multe ori și fără volaia lui. Să ducă să ofere un ajutor unei persoane cu dizabilități, unei persoane aflate în suferințe, unui copil care are probleme acasă. Lipsa unor lucruri esențiale, unor a hranei, a alte posibilități, că există o familie cu mari greutăți. Ne facem un pic, devenim mai sensibili, devenim mai buni. Bunătatea din noi nu se va revărsa așa cum toată lumea ar crede, dar totuși ne face un pic mai buni. Un pic mai buni asta înseamnă ceva, pentru că dacă adunăm de la fiecare câte un pop, câte un pic de bunătate, câte un bob de bunătate, se face un tot unitar. Și ați văzut și cred că nu vă sunt străine pentru că majoritatea emisiunilor sau tot ce înseamnă informativ, ați văzut ce înseamnă solidaritatea între oameni. Dacă anul 7 a scos la iveală o multitudine de cazuri care de multe ori te bulversează te, te lasă fără cuvinte unitatea noastră a românului care e învățat cu greu, e învățat cu lipsurile și știe că dacă el a dat acel leu sau 2 lei sau cât a putut, a avut ceva din puținul lui, a ajutat un om, un suflet să dobândească o viață, să revină la o viață mai bună. Deci bunătatea o să iasă undeva la ivele, vom fi ceva mai toleranți, dar eu spun să nu fim toleranți cu aceea care ne bagă mâna în buzunar. A fi tolerant nu înseamnă a fi prost. A fi tolerant înseamnă a accepta și părerea altei persoane care vine de multe ori să-ți dea un sfat bun și încearcă să te sfătuiască, să accepti că mai există și o altă cale de rezolvare a unor probleme. Așa cum am spus, în anul acesta, toate deciziile pe care le vom lua și la nivel superior și noi ca individ, vom căuta undeva optul ne obligă să luăm niște decizii corecte, să luăm niște decizii care să nu pună în încurcătură pe cel din fața noastră asupra căruia luăm decizia. Să fie clare, da? să știm că acea decizie n-a lezat nici personalitatea, nici interesul persoanei respective și n-a fost luată numai în scopul îmbugățirii sau eu știu, în favorizarea unei anume persoane. Vom căuta și chiar v propune să încercați să fiți și mai buni, și mai iertători, și mai toleranți și veți vedea că acele lucruri pe care voi le oferiți, la rândul lor se vor răsfânge asupra voastră. Este un an, așa cum spuneam, a unor realizări de excepție la nivel general și individual. Dar la fel de bine, 8 este un an foarte bun pentru asociere. Așa cum spuneam, anul 8 este un an în care nu poți rezolva singur majoritatea lucrurilor. Este un an care se vine să te ajute, dar numai în momentul când se face un parteneriat, când se lucrează în echipă. Tot ce înseamnă lucru în echipă, lucru în parteneriat, și nu singular, are foarte mult uh, sau cei mai mulți sorți de izbândă. Da? Efortul va fi și diminuat, se vor împărți sarcinile pe mai multe persoane și tot ce se face se face mult mai repede. Lucrând de unul singur, veți pierde și mult timp, veți avea și mulți nervi și așa cum am spus este un an cu mare atenționări pe latura de sănătate. Și în primul rând, tot ce înseamnă 8 înseamnă uh, energie psihică, nervi mulți, stres maxim, încordare, tensiune. Anul aduce foarte multe tensiuni. În sfera de zi cu zi, în sfera, să spun, sentimentală, anul 8 este un an propice unor legături, unor căsătorii. Este anul când, la fel de bine, vin să probeze întotdeauna anii aceștia cu cifre pare, 2, 4, 6 sau 8 sunt ani în care forța destinului vine să probeze forța cuplului, longevitatea lui, plauzibilitatea lui, posibilitatea de a merge în continuare mai departe, împreună. Și aici vin tot felul de provocări. Dacă ne vom lăsa întrenați în provocările anului, la tentațiile mai puțin plăcute numai pentru o anumită persoană, dar neplăcute pentru partener sau tovarășul de viață, vom avea mare surpriză să fim foarte ușor descoperiți. Tentațiile acestea, eu știu, de imoralitate, tentațiile de a sări gardul în curtea vecinului, că și ala, un furt de sentimente, e tot un furt. Și vă aminteam de anii care vin cu încărcături, anii 8, care vin cu Faudă, cu furt, cu înșelare. Înșelăciunea poate să fie și în sentimente. Să Se înșeli sentimentele partenerului tău. Sau la el, la rândul lui, să vină. În momentul când a venit cu această încărcătură și n-ați putut să o mai controlați, iar ea este repetitivă, s-a mai dezvoltat în urmă cu doi ani, deci într-un an șase. Anul trecut s-a mai amplificat disensiunile în cuplu au apărut și s-au intensificat, fiți siguri că acele cupluri care au trecut prin astfel de lucruri, în acest an 8, divorțul nu numai bate la ușă, se instalează, ruptura apare. Asta m-am referit la persoanele individuale, cele cu cupluri. Apar foarte multe divorțuri, dar la fel de bine pot să apară acele divorțuri între membrii acelui de coexistență, membrii unei afaceri. Sunt doi parteneri. Unul e corect, face totul perfect, celălalt fură. L-ai prins, automat nu mai vrei să faci parteneriatul cu el. Sau ei s-au oferit o altă posibilitate pentru că nu este prima oară când se întâmplă, are recidivat. Anul acesta este anul când se trage linie și ne departajăm de toate lucrurile, de prietenii inutili, de parteneriatele care nu mai sunt constructive, care nu ne mai oferă absolut nimic, le dăm deoparte, fiecare își, își reorganizează viața, se orientează pe domeniul pe care crede el de cuvință, pentru că de multe ori se fac și niște lucruri la, la forța hazardului. Iar forța aceasta a banului, care este preponderentă anul ăsta, Va fi o, un subiect cu o temă, cu, nici nu mai știu cum să spun, uh, foarte grea de discutat. Veți vedea că vor fi majoritatea din divorțuri, vor pune în față întâi forța financiară. Ce am avut, de ce am avut, ce împărțim și ce scoatem. Dar asta e partea negativă a Anului. Anul este la fel de bun pentru uniune, pentru parteneriat. Este un an. În care ceea ce înseamnă cifră cu soț, înseamnă unitate, înseamnă asociere, parteneriat. Este un an benefic tuturor celor care vor să-și unească viețile, dar la fel de benefic tuturor celor sau acelor cuple care își doresc copii, acele cupluri care nu au copii, care de multe ori trec prin niște tratamente destul de costisitoare pentru a avea bucuria unui scânce de copil a unui chio de copil a unui râs de copil în casă iar anul vine cu această posibilitate sunt trei luni cu încărcătură fantastică pe ceea ce înseamnă forță de procreere iulie, august și septembrie spunem că este o forță fantastică pentru că în general cad undeva în perioada Concediilor, când omul este mai deconectat, mai scos de sub stres, a intrat într o vacanță, a ieșit din, din tot ce înseamnă acest mult această goană după ă, câștigarea existenței, a forței financiare și atunci nu facem altceva decât să lăsăm în spate toate grijile, toate fricile, toate spaimele noastre, toate neîmplinirile și să ne orientăm pe ceea ce ne dorim acele persoane, acele cupluri, că sunt foarte multe, cel puțin câte știu eu sau câte am aflat, majoritatea întrebau cum să facem să vină un bebe. E, a venit 2015, a venit anul universal 8 cu încărcătura lui benefică. Puneți, cum se spune, osul la treabă și încercați să vă înmulțiți familia, să aveți o familie numeroasă nu neapărat toată lumea o să facă gemene acum. Optul este combinat din cele două cercuri. Dar vor fi și multe, multe, cazuri, multe nașteri de gemeni. Deci, așa cum am spus, e și un an al procreerii, un an al bunăstării și dacă avem toate aceste aturi, toate aceste forțe în jurul nostru, noi ce trebuie să facem? Decât să le punem în aplicare. Așa cum am spus, închei Spunându-vă că anul 8 este un an al echilibrului, așa cum spuneam la început, a banilor, a carierii, a puterii, dar și a adevărului. Deci, acest an 8 vom vedea acum cam cum se răsfrânge asupra fiecarei cifre a anului personal în care ne aflăm. Într-un an 8, cei cu anul 1 personal, vor trebui, deci, posesorii anului personal, vor trebui să aibă curaj, să aibă încredere în ei, forță, să-și să obțină exact ceea ce își ce doresc. Să facă bine, să lase fricele deoparte și să acționeze cu încredere. Vibrația anului 8 este o vibrație fantastic de puternică. Coroborată cu, cu anul 1, vă duce numai la realizări, la niște izbânde, la niște. Uh, nu știu, niște lucruri fantastic de frumoase pe care uh, nu le primiți decât mai ales în, într-un an 1. Și cei care sunt în anul 1, căutați ca la finalul anului să fiți foarte satisfăcuți de ceea ce ați făcut. Lăsați la o parte, așa cum a spus fricile, dați dovadă de încredere în forțele voastre. Și anul vă dă această forță, această tărie și această putere de a obține și acele lucruri care unde ori, uneori vi se par chiar total imposibile. Pentru cei care sunt aflați într-un an personal, 2 este un an de asociere, intră în vibrație foarte bine cu, cu anul 8, este o cifră pară. Aveți grijă și lăsați un pic tensiunile care pot apărea între parteneriat, partenere, parteneri, prietenii. Este și un an care scutură acele prietenii de fetiste, acei profitori care au trăit pe lângă dumneavoastră ani de zile. Este momentul ca în acest an personal 2 să-l dați la o parte, să-i dați la o parte să renunțați la ei, pentru că sunt niște oameni care au venit, așa cum se uzitează acel cuvânt, sunt niște căpușe, niște lipitori, care nu sunt decât după profit. Iar dacă dumneavoastră sunteți o persoană omnipotentă, omnivalentă și bine înșurubată financiar, ei s-au lipit și trăiesc pe spatele dumneavoastră. Încercați să vedeți cu ochii minții, nu cu simțăminte, minte, și să-i dați la o parte atenționare este și pentru cei care sunt solicitați să li se acorde un împrumut. Nu acordați, nici nu luați împrumut anul ăsta, dar nici nu dați împrumut altora. Riscați să rămâneți fără ceea ce ați împrumutat. Deci e valabil pentru cei care sunt în anul personal 2. Anul mai poate să aducă și ceva griji, niște griji, niște crize, niște tensiuni dar este bun pentru o colaborare, pentru a investi. Dar investițiile nu se fac haotic, puneți și investiți până numai după ce ați analizat de două, de trei ori situația respectivă. Pentru cei aflați într-un an trei, este un an mai lipsit de, de, să spunem, responsabilități, este un an mai zglobiu mai liber, mai lejer, veți tinde să vă relaxați, să găsiți metode noi de relaxare. Este an foarte bun pentru comunicare, este an la fel de bun pentru a face cunoștințe, relații, prietenii pe care să le dezvoltați ulterior, pentru că prietenile stabilite într-un an personal 3 sunt prietenii de durată. Este anul când puteți să vă exerțați talentele artistice, scrieți, o poezie, eu știu, faceți un referat pentru cei care trebuie să-și dea o teză de doctorat, este foarte bun, este un an, pentru că este anul colaborării și relaționării. Dar, din când în când, mai opriți-vă din tumultul ăsta, pentru că v-am spus, este un an care vă provoacă, vin provocările unul după altul. Și dacă aceste provocări le-ați dat curs tuturor, vă veți trezi la un moment dat extenuați. Și la fel de bine este anul când dispar foarte repede banii din buzunar. Deci plăcerile și bucuriile de multe ori sunt prea costisitoare. Orientați-vă în așa fel ca să nu vă treziți la finalul anului că a fost un an foarte plăcut, extraordinar, dar cam costisitor. Pentru cei care sunt într-un an personal 4, coroborat cu 8, jumătatea lui 8, este an de temenicie, de a pune bazele unor relații solide, că este parteneriat individual, o căsătorie, că este parteneria de afaceri, că este un nou loc de muncă, că este expansiunea unei afaceri. Anul 4 personal aduce multe responsabilități, multe griji, dar și următoarele efecte pozitive. Tot ce construiți într-un an personal, 4 este an de temelie și veți culege roadele mulți ani de aici înainte. Mutându-ne la cei cu an personal 5, vom spune că este un an super alert comparativ cu cei din anul 3 care vor zburda, dar anul 5 este un an și al faptului de neprevăzut. Deci majoritatea de lucrurilor care se întâmplă sunt foarte bune, dar aveți grijă că sunt și posibile accidente, întâmplări neplăcute, lucruri care vin intră în viața voastră tendențios cu o anumită promisiune, iar în final te trezești că acea promisiune nu e onorată și așa cum spunem în termeni mai puțini academici, ai luat țeapă. Și să nu luați țeapă și cu niște propuneri de concubinaje sau parteneriate în afara căsătoriei sau să nu spun mai pe șleau, niște adultere. La fel de bine sunteți tentați să faceți o aventură în viață. Analizați, gândiți bine dacă vreți să faceți această aventură. Anul 5 vă provoacă la tot felul de lucruri și este anul în care puteți, într-adevăr, să vă oferiți o călătorie mult visată de multă vreme. Este anul când veți călători, că sunt pe distanțe scurte călătoriile sau pe distanțe lungi, dar chiar aveți ocazia să vă realizați acea, eu știu, excursie, călătorie, care vă doriți de foarte mulți ani. <coughs> Pentru cei care intră în anul personal 6, la fel de bine, este un an benefic căsătorilor, uniunilor, parteneriatelor. Este anul când te ocupi mai mult de familie, de tot ce înseamnă locuința ta, vei dori să aduci un pic de prospețime, vei dori să schimbi mobila, să investești, să aduci alte lucruri noi, să te debarasezi de niște lucruri care au devenit undeva inutile. Deci să aduci un pic de prosperitate în viața ta. A nu este benefic la fel pentru căsătorii, dar la fel de benefic și pentru rupturi, acolo unde nu se mai pot găsi modalități sau nu mai există armonie, nu mai există înțelegere și trebuie pus punct și luat de la capăt. Deci, anul 6 vă atenționează că de multe ori veți face cam ceea ce trebuie să faceți, nu ceea ce vreți voi. Cei care sunt într-un an personal șapte, este un an de însingurare, un an în care de multe ori relațiile cu cei din jur vor fi mai tensionate. Este anul când stăm și ne facem o analiză proprie, este un an de bilanț intim, căutăm să vedem de ce am greșit, unde am greșit, care a fost motivul și vom căuta pe cât e posibil să ne vedem de acele lucruri, să le îndeprimim, acele lucruri pe care nu ni le-am făcut până atunci. Este anul apropierii de Dumnezeu, este anul când credința trebuie să dezvolte mai mult și este anul când trebuie să faceți opere de caritate. Nu uitați să mai treceți și pe la. Casa Domnului, pe la biserică și să puneți acolo în cutia aceea a milei un bănuț, doi, trei, cât vă lasă inima și posibilitățile, pentru că sunt alți oameni mult mai devalorizați decât voi și acele, acei bănuți vor ajunge acolo unde Dumnezeu i-a sortit să ajungă. cei care sunt într-un an personal 8, gândindu-ne că avem și un an universal 8, ne gândim că va fi un an fantastic de bun. Ei, anul 8 personal cu anul 8 universal nu face altceva decât să vă pună pe posesorii acestui an într-o oglindă. Să vadă unde ați greșit, ce aveți de îndreptat, să vă analizați și câștigurile, dar și pierderile, să știți unde ați greșit prin bună știință, unde ați greșit prin neștiință. Este anul când trebuie să învățați un pic de afaceri. Acele afaceri care vă sunt strict necesare vouă, în viața voastră. Și dacă veți face aceste lucruri, va fi totul ok. Este la fel de bun an bun pentru uniune, an bun pentru ruptură. Este an cu atenționare pe latură de sănătate, nu neglijați nicio simptomatică a corpului, acele semnale pe care vi le oferă corpul vostru, este o atenționare că trebuie să faceți o vizită la un medic. Iar cei din ultimul an nou, anul personal nou, este anul care voi trebuie să vă lăsați purtați de val, nu inițiați nimic nou, pentru că nu veți avea sorți de izbândă terminați tot ceea ce ați avut de făcut în cei 8 ani precedenți al 9 fiind finalul unui ciclu de viață evolutiv materialist de 9 ani. Deci, în ultimul an 9, singurele lucruri bune care sunt, să vă desfătați sufletul într-o excursie, să mergeți să vă îmbogățiți gradul de spiritualitate, să vă apropiați ceva mai mult de filozofie, de religie, de psihologie, și să vă îmbogățiți cu tot ceea ce înseamnă bunătate, bunătate pe care să o oferiți și celor din jurul vostru, și să primiți bunătatea celor care sunt în preajma voastră. Ținând cont că am enumerat toate posibilitățile anului individual cu anul personal, deci anul personal în anul universal 8, asta nu vă rămâne decât să puneți în aplicare, să țineți cont de aceste lucruri și să vă faceți anul 2015 un an mult mai bun. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, vă doresc un an nou fericit, cu cu realizări și vă spun încă o dată, ridic acest pahar de șampanie. Sănătate, prosperitate, iubiți-vă, ajutați-vă. Înțelegeți că Dumnezeu e pretutindeni, iar noi, care suntem creați după chipul și asemănarea lui, suntem niște mici Dumnezei care putem aduce bucurie tuturor celor din jurul nostru. La mulți ani, sănătate și lumină în viața voastră.